Îmi cer scuze corului care de-abia s-a așezat, dar vă invit să ne ridicăm în picioare pentru ca să citesc cuvântul lui Dumnezeu. Și voi citi în seara aceasta un cuvânt care e un pic mai greu de citit. Poate și mai greu de auzit, pentru că este un cuvânt puțin mai aspru pe care Domnul Iisus Hristos l-a rostit către iudei. Ioan capitolul 5, începând cu versetul 31 și până la versetul 42, pagina 1031 în Sfânta Carte a lui Dumnezeu. Ioan capitolul 5, începând cu versetul 31. Dacă eu mărturisesc despre mine însumi, zicea Domnul Iisus, mărturia mea nu este adevărată. Este un altul care mărturisește despre mine și știu că mărturisirea pe care o face el despre mine este adevărată. Voi ați trimis la Ioan și l-a mărturisit pentru adevăr. Nu că mărturia pe care o primesc eu vine de la un om, dar spun lucrurile acestea pentru ca să fiți mântuiți. Ioan era lumina care este aprinsă și luminează. Și voi ați vrut să vă veseliți câteva vreme la lumina lui. Dar eu am o mărturie mai mare decât a lui Ioan, căci lucrările pe care mi le-a dat Tatăl să le săvârșesc, tocmai lucrările acestea pe care le fac eu, mărturisesc despre mine că Tatăl m-a trimis. Și Tatăl care m-a trimis a mărturisit de el însuși despre mine. Voi nu i-ați auzit niciodată glasul, nu i-ați văzut deloc fața și cuvântul lui nu rămâne în voi, pentru că nu credeți în acela pe care l-a trimis el. Cercetați Scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viață. Eu nu umblu după slava care vine de la oameni, dar știu că n-aveți în voi dragoste de Dumnezeu. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Frați și surori, eu cred din toată inima mea că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Și părțile care ni se par mai pozitive, și părțile care se par puțin mai aspre, toate acestea sunt cuvântul lui Dumnezeu. Și nu doar că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, toată Scriptura este de folos, așa ne spune Cartea Sfântă. De aceea și pasajul din seara aceasta, care mi se pare că este puțin mai aspru, cred că este de folos și mă rog lui Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți, să scrie Dumnezeu cuvântul Lui în mințile și în inimile noastre. Deci mai vreau să spun și în seara aceasta că ne găsim în fața unui Dumnezeu care ne cunoaște pe fiecare dintre noi. Dumnezeul acesta știe trecutul fiecăruia de aici. Ziua de ieri, ziua de alaltă ieri, săptămânile trecute, anii trecuți, și nu este nimic ascuns în fața ochiului Dumnezeului cu care avem de-a face. Până oară atunci când Natanael a venit la Domnul Iisus Hristos, Domnul i-a relatat un episod din viața lui și zicea Domnul, te-am văzut înainte ca să te cheme Filip când erai sub smochin. Domnul Dumnezeu cunoaște de asemenea viitorul nostru. Știe ce va fi mâine, ce va fi poimâine, știe ce va fi anul acesta, știe ce decizii vom lua în fiecare zi din viața noastră și poate astăzi Dumnezeu să ne spună ce va fi cu noi mâine sau poimâine. I-a spus Domnul Iisus Hristos lui Petru, în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de 3 ori. Așa s-a întâmplat. Dar dincolo de faptul că știe trecutul sau viitorul, Dumnezeu știe ce avem în inima noastră și n-ar trebui să avem. Și când se uită așa peste adunarea Domnului din locul acesta sau din altă parte, ne citește pe fiecare dintre noi și știe ce avem înăuntru nostru și n-ar trebui să avem. Și poate cu astea am venit aici la casa lui Dumnezeu. Știți când a intrat Domnul în casa lui Simon Fariseul, a intrat și femeia aceea păcătoasă acolo, s-a pus la picioarele Domnului și Simon a început să gândească în mintea lui și să zică, dacă ar fi ăsta proroc, ar ști cine e femeia asta. Vreau să vă întreb, a știut Domnul ce gândește Simon Fariseul? Cu siguranță că a știut. Dar Dumnezeu din ceruri, dragii mei, nu știe doar ce avem și n-ar trebui să avem. Dumnezeu din cer știe și ce nu avem pe dinăuntru și ar trebui să avem. Credeți lucrul acesta? Spunea Domnul Iisus Hristos, știu că n-aveți în voi, deși ar trebui să aveți. Dar știu că nu aveți. Ei, și în seara aceasta, cu ajutorul Domnului, vreau să predic tocmai despre lucrul acesta, dragii mei, despre lucruri
care s-ar putea să nu le avem, deși ni se pare că le avem. Și spun încă o dată. Lucruri care s-ar putea să nu le avem, deși ni se pare că le avem. Și știu că s-ar putea să pară ciudat pentru noi ceea ce o să vorbesc în seara aceasta, dar mă rog lui Dumnezeu să ne ajute să ne verificăm, să ne analizăm viața. Și dacă ni se pare că le avem și nu le avem, în seara aceasta Dumnezeu din cer să facă o schimbare în viețile noastre, Dumnezeu din cer să ne le dăruiască. Deci, primul lucru pe care vreau să-l spun în seara aceasta că s-ar putea să nu-l avem, deși ni se pare că le avem, este credința biblică. Zicea Domnul Iisus Hristos așa, nu credeți în acela pe care l-a trimis El. Dragii mei, știți cui vorbea Domnul Iisus Hristos atunci? Nu păgânilor. Nu oamenilor fără Dumnezeu. Domnul vorbea iudeilor care aveau pretenția asta că se trag de undeva din Avram și cred în Dumnezeu și cred în profețiile din Scriptură. Zicea Domnul, voi nu aveți credință. Imaginați-vă că stau în fața noastră în această seară și din locul acesta, fără pic de respect, aș începe să vă spun, n-aveți credință. Ce ați face cu mine? Nu asta vreau să spun. Mi-ați arătat ușa, da, așa este. Nu asta vreau să spun. Dar vreau să vă întreb în seara aceasta, dragii mei, dacă sunteți convinși că avem toți din locul acesta o credință biblică. Asta e întrebarea mea. Și ca să răspundă la întrebarea asta, poate ziceți, fratele lui, dar ce înseamnă credință biblică? Nu? Că fiecare om din lumea asta crede ceva. Nu există om în această lume care să nu creadă ceva. Unul crede că aceasta este cartea lui Dumnezeu, altul crede că este o simplă carte ca și alte cărți, nu? Există în lumea asta oameni care cred că ei sunt Dumnezei. Știți lucrul acesta? Știți că și ateul are credință, știți asta? Credința ateului este că nu există Dumnezeu. Ei, dragii mei, în mulțimea asta de credințe de un fel sau altul, noi care vrem să fim mântuiți, zicea Domnul, spune asta ca să fiți mântuiți, trebuie să avem o credință biblică. Ce înseamnă credință biblică? Dragii mei, credință biblică înseamnă să acceptăm că Domnul Iisus Hristos este ceea ce zice El că este. Zicea Domnul la un moment dat către ucenicii care mergeau după El, cine zic oamenii că sunt eu? Care-i părerea lor? Ce cred oamenii despre mine? Ce se vorbește în piață, cu alte cuvinte? Unul zice, ești Ieremia, altul ești altul dintre proroci, Ioan Botezătorul. Dar voi cine ziceți că sunt? Căreia dintre aceste partide vă alipiți voi să spuneți? Ieremia, Ioan Botezătorul, altul dintre proroci? Și atunci Petru a zis așa, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. De unde știa Petru lucrul acesta, dragii mei? A auzit cumva printre oameni sau a venit direct de la Dumnezeu și a zis Domnul Iisus Hristos, nu carnea și sângele ți-au descoperit, Tatăl meu care este în ceruri ți-a descoperit lucrul acesta. Ei, dragii mei, ce a zis Domnul despre sine că este? A citit în Biblie, nu? Ce a zis că este? Pâinea vieții, apa vieții, calea, adevărul, viața, nu? O mulțime de lucruri. Dar în textul din această seară, Domnul vorbește despre sine că este trimisul lui Dumnezeu. Tatăl m-a trimis. Înseamnă că El a venit de undeva din altă parte. A venit din cer de la Dumnezeu, nu? Și a venit în această lume ca o persoană acreditată de Dumnezeu. Știți că spune Cartea Sfântă, dragii mei, că la înfățișare a fost găsit ca un om, știți? Și atunci de unde știm că n-a fost om? Dacă a fost așa găsit la înfățișare ca om. Când te uitea la el, e un iudeu, îmbrăcat ca un iudeu, știa cam de unde se trage. De unde știm că n-a fost om, frați și surori? Știți de unde? Sau simplu om? Știți de unde? Dumnezeu din cer l-a acreditat ca fiind Fiul lui Dumnezeu. Sunt în textul acesta câteva mărturii și vreau să trec repede peste astea. Zice Domnul Iisus Hristos aici așa, a mărturisit Ioan despre mine? A mărturisit Tatăl din cer. Voi nu i-ați auzit glasul, dar Tatăl din cer a strigat așa, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea mea. De El să ascultați. Dar mărturisesc despre mine lucrările mele.
a venit din cer de la Dumnezeu ca o persoană acreditată că este Fiul lui Dumnezeu. Și a venit în această lume trimis de Dumnezeu cu un mandat special. Și vreau să vă întreb, dragii mei, care a fost mandatul Domnului Iisus Hristos când a coborât în această lume? Să caute și să mântuiască ce era pierdut. Și vreau să vă întreb, vă simțiți cumva niște oameni pe care v-a căutat Domnul și v-a găsit într-o vreme a istoriei vieții noastre? Chiar vă considerați căutați și găsiți de Domnul? Pentru asta a venit Domnul din cer în lumea noastră, să ne caute și să ne mântuiască. Și îl slăvesc pe Dumnezeu că într-o zi, într-un fel sau altul, ne-a întâlnit pe fiecare dintre noi și a zis, vino după mine. Dar frații mei, sunt convins că toți din locul acesta credeți că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Și puteți să mă întrebați, bine, fratele lui, noi avem credința asta. Dar știți că credința înseamnă ceva mai mult? Și aici avem noi o problemă. Credința nu înseamnă doar să accepți că Iisus este ce zice că este. Credința biblică înseamnă să ai curajul să te dai pe mâna Lui. Și vreau să vă întreb, aveți curajul să vă dați pe mâna Domnului? Chiar aveți curajul? Știți ce înseamnă să ai curajul să te dai pe mâna Lui? Înseamnă, printre altele, să lași să înceapă să lucreze de unde vrea El să înceapă să lucreze. Și ascultați-mă, nu e așa că dacă mă duc la Dumnezeu, aș zice, Doamne, începe să vindeci boala, că îți stare bolnav, nu? N-ați vrea să vă vindece boala? Că te duci cu boala la El. Doamne, vindecă-mi copilul. Doamne, copiii sunt risipitori, cine știe pe unde. Vreau să încep de acolo, să-mi aduci copiii la mântuire. Cât n-ați vrea din locul acesta să se întâmple lucrul acesta, frații mei? Dar când te dai pe mâna lui Dumnezeu, când te dai pe mâna Domnului, credința înseamnă să accept să înceapă de unde vrea El să înceapă să lucreze. Și ascultați-mă bine, frații mei, de regulă începe din zona păcatelor noastre. Nu credeți asta? Era Domnul Iisus Hristos undeva într-o casă și casa era aglomerată, era plină, au venit niște oameni aducând un slăbănoc. N-au putut să intre pe ușa. S-au urcat așa pe acoperiș, au făcut așa o gaură în acoperiș, l-au lăsat în fața Domnului. Vreau să vă întreb, a știut Domnul de ce i l-au adus și i l-au dat pe mână? A știut? Nu trebuia să-ți spun o poveste lungă. Nu trebuia să argumenteze, să spună, Doamne, de asta ne-am suit pe acoperiș, de asta am făcut gaură în acoperiș, ți-l punem aici în față să-l vindeci. Domnul știa și toată lumea știa de ce au venit și l-au dat în mâna Domnului. Domnul se uită la el și zice, fiule, păcatele sunt iertate. Dar nu pentru asta l-am adus. Gândul nostru a fost să ne ajutăm neamul sau tovarășul sau prietenul sau vecinul, cine o fi fost. Să-l ajutăm să-l aducem, că am auzit și am crezut că tu poți să vindeci bolnavii. De asta l-am adus la tine, să ți-l dăm pe mână. Dar dacă îl dai pe mâna lui, dacă te dai pe mâna lui, credința înseamnă să accept să înceapă să lucreze de unde vrea el să înceapă să lucreze. Și de regulă începe din zona păcatelor. Iertate sunt păcatele, a zis. Și Domnul a priceput că în mintea lor încep rotițele să învârtă. Cine e ăsta? Dumnezeu poate să ierte păcatele. Și a zis el așa, ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție îți zic, a zis slăbonogului, scoală-te, ridică-te și umblă. S-a întâmplat minunea. Vă dau un alt exemplu. Domnul Iisus Hristos trecea prin Samaria, s-a oprit undeva lângă o cetate, la o fântână și a venit o femeie din Samaria, o samariteancă. A venit cu găleata să ducă apă. Domnul Iisus Hristos se uită la femeia asta și zice, femeie, dă-mi să beau puțin apă. Șocată, femeia asta a zis, cum cer de la mine să bea apă? Samaritean, că tu iudeu. Nu-i legătură între samariteni și iudei. Și atunci Domnul zice așa, o femeie, dacă ai ști tu cine este cel ce zice dă-mi să beau, tu i-ai cere și el ți-ar da apa vie. Nu știu cât a priceput femeia asta, poate n-a priceput prea mult, dar a zis femeia asta, dă-mi apa asta, ca să nu tot alerg să vin aici cu greu să scot. Și atunci Domnul Iisus Hristos frânge dialogul acesta și spune așa, du-te și vină cu bărbatul tău. Deci, n-are nicio logică curgerea textului. De ce o trimite Domnul să vină cu bărbatul? Că doar ea a cerut să-i dea apă. De ce nu-i dă Domnul apă? Că dacă ar fi în locul acesta, o mulțime de oameni ar zice, dă-ne și nouă apă, cât n-ați vrea apa cea vie de la Dumnezeu?
Dar dacă te dai pe mâna lui, credință înseamnă să accepți să înceapă să lucreze de unde vrea să înceapă să lucreze. Știți de ce a zis du-te și vină cu bărbatul tău? Asta era zona păcatelor ei. A zis, n-am bărbat. Știu că n-ai bărbat. Ai avut 5 și ăsta cu care ești acum nu-i bărbatul tău. Când te dai pe mâna lui, credință înseamnă să accepți să înceapă să lucreze de unde vrea el să înceapă să lucreze. Și de regulă începe din zona păcatelor noastre. Frați și surori, vreau să vă întreb, aveți curajul să vă dați pe mâna lui? Să înceapă să răscolească viața. Să înceapă să umble pe unde n-ați vrea să umble nimeni în viață. Aveți curajul să vă dați pe mâna lui? Ca oameni avem probleme, că sunteți în Australia, că suntem în România, oriunde, avem probleme. Și când ne ducem la Dumnezeu presați de problemele noastre, am vrea ca Dumnezeu să înceapă să le rezolve. Dar când te dai pe mâna lui, trebuie să accepți să înceapă să lucreze de unde vrea să lucreze. Și dacă vrea cu păcatele să înceapă, cu păcatele să înceapă. Pentru că, dragii mei, cea mai gravă boală de care suferă omul nu este cancerul, deși boală gravă. Cea mai gravă boală de care suferă omenirea, dragii mei, este păcatul. El ne desparte pentru veșnicie de Dumnezeu. De aceea când mă dau pe mâna lui, el de acolo vrea să înceapă să lucreze, din zona păcatelor noastre. Dragii mei, a te da pe mâna lui mai înseamnă și altceva, nu doar să îl lași să înceapă de unde vrea să înceapă să lucreze. A te da pe mâna lui înseamnă și să accepți să facă schimbările pe care el vrea să le facă. Și vreau să vă întreb, care din locul acesta nu are nevoie de schimbare? Mântuirea, spuneam și joi seara, înseamnă schimbare. Nu înseamnă doar să intri prin apa botezului, să se facă niște poze, să ți le pui în ramă acasă și să-ți aduci aminte pentru câteva vreme că ai trecut prin apa botezului. Mântuirea înseamnă și schimbarea vieții. Frați și surori, când te dai pe mâna lui, și lași să te prelucreze Dumnezeu, să te prelucreze Fiul lui Dumnezeu, înseamnă că te întoarce pe toate părțile să ieși într-un final o ființă nouă din mâna lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu are puterea să te înnoiască. Dumnezeu are puterea să te schimbe. Vreau să vă întreb, Saul din Tars, care a căzut acolo în mijlocul drumului, întâlnindu-se cu Domnul Iisus Hristos, a fost o ființă nouă? A fost o ființă schimbată? Păi omul ăsta umbla dintr-o parte în alta să se prindă pe creștini. Și mai târziu omul ăsta scrie următoarele cuvinte tesalonicenilor. În dragostea noastră fierbinte pentru voi, eram gata să vă dăm nu doar Evanghelia, ci viața noastră atât de scump ne ajunsese răți. Bine, cine te-a schimbat, Saule, să spui unor oameni pe care vreau să-i duci la moarte că ți-i scumpi acum? Frați și surori, suntem oameni, chiar dacă suntem în Biserica lui Dumnezeu. Aveți persoane la care nu vă puteți uita? Nu-i puteți suferi. Nu vă puteți uni. Aveți persoane cu care nu puteți sta în părtășie reală, chiar dacă formal ziceți că sunteți în părtășie. Cine credeți că poate face schimbarea dacă nu Dumnezeu din ceruri? El poate face schimbarea. Credința înseamnă să te dai pe mâna Lui, să accepți să schimbe viața cum vrea El să o schimbe. Și El vrea să o schimbe în asemănarea chipului Fiului Său. Așa vrea să facă schimbarea. Pe Zacheu bunoară, toată cetatea știa cine este. Un înșelător, un excroc, dacă vreți. Unul care numai de la cine nu putea lua. Dar într-o zi, omul ăsta s-a dat pe mâna Domnului. Atunci când Domnul a trecut pe acolo prin Ierihon și Domnul i-a zis, trebuie să intru în casa ta, omul ăsta s-a dat jos din dud, din copacul acela, dacă vreți, și s-a dat pe mâna Domnului. Ei, vreau să vă întreb, s-a produs o schimbare în viața acestui om? Sigur că s-a produs schimbare. Când te dai pe mâna lui, credință înseamnă să accepți să facă schimbare. Și frații mei, sunt în viețile noastre lucruri care ne sunt tare dragi, la care ținem. Țin de zona păcatelor, de zona plăcerilor noastre ca oameni. Dar când mă dau pe mâna lui, trebuie să accept, dragii mei, să le ia, să le arunce, să ne facă oameni noi. Pentru că asta este lucrarea lui Dumnezeu în Hristos, Domnul, în lumea aceasta să înceapă să existe oameni noi, cetățeni ai împărăției lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dragii mei,
A te da pe mâna Lui înseamnă și altceva. Înseamnă să accepți ca Dumnezeu să-ți croiască drum în viață pe unde vrea El. Fiecare dintre noi vrem să ne croim drum în viață și de aceea ați venit și în Australia să vă croiți un drum în viață, unul mai confortabil, nu? Dar ca și copii ai lui Dumnezeu, când mă dau pe mâna lui Dumnezeu, când mă dau pe mâna Domnului, știți că Domnul vrea să-mi croiască El drum în viață? De câte ori ați citit în Scriptură că i-a zis unuia, vină după mine, știți ce înseamnă asta, vină după mine? Pășește pe drumul pe care pășesc eu în viață, adică lasă-mă să-ți croiez eu drumul. I-a spus lui Petru, i-a spus lui Andrei, i-a spus lui Ioan, lui Iacov. Oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, adică până la urmă să mă lase să-i croiesc drum în viață. Și frați și soră, vreau să vă întreb, aveți curajul să vă dați pe mâna Domnului să vă curească drum în viață? Zicea David în Psalmul 23, Domnul este păstorul meu. Mă paște la pășuni verzi, mă duce la ape de odihnă. Extraordinar, nu? Că noi toți am vrea să ne croiască drum Dumnezeu pe la pășuni verzi și ape de odihnă. Să ne stâmpărăm așa setea sufletului, să ne hrănim din bogățiile lui Dumnezeu, să ne liniștească Dumnezeu sufletele, să ne umple de veselie. Toți vrem lucrul acesta. Numai că urmează acolo un verset care zice, chiar dacă ar fi să umblu, adică Dumnezeule, chiar dacă îmi croiești un drum prin valea umbrei morții, când mă las, când mă dau pe mâna Lui, înseamnă să accept să-mi croiască drum în viață pe unde vrea El. Și dacă drumul croit de El înseamnă să umblu prin valea umbrei morții, credință înseamnă să mă pun la dispoziția Lui. Nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua ta mă mângâie, că Dumnezeu nu-ți croiește un drum în viață pe care să te duci singur. Nici la pășuni verzi și ape de odihnă să nu fii singur, nici pe calea asta prin valea umbrei morții să nu fii singur. Tu ești cu mine, slăvit să fie numele Domnului. Deci, mei, Dumnezeu i-a scos pe evrei din Egipt, prin miracole pe care le-a făcut Dumnezeu acolo. Și a pornit pe un drum, le-a croit un drum. Știți că drumul pe care l-a croit Dumnezeu pentru oamenii aceștia spre libertate, dacă vreți, spre țara Canaanului, nu era drumul obișnuit pe care se duceau, mă rog, comercianți în zilele acelea, știți? Nu era drumul pe care se călătorea din Canaan spre Egipt, din Egipt spre Canaan. A fost un alt drum. Nu știa Dumnezeu care este drumul obișnuit, dar cu Dumnezeu nu umbli doar pe drum obișnuit. I-a dus spre Marea Roșie. Și a fundat acolo. Domnule, de ce ai făcut lucrul acesta? De ce ai croit un asemenea drum? Pentru că ai zis că îi scoți și îi duci. Și într-o dată se văd blocați la Marea Roșie. Unde îi duci? Că în față e Marea, Dumnezeule. De ce ai croit drum pe aici? Frații mei, cel puțin două mari erori s-ar fi putut strecura în istorie dacă Dumnezeu n-ar fi croit drumul pe aici. Știți care? Că poporul ăsta a fructificat așa un moment de neatenție din partea lui Faraon și a luat fuga. Și chiar scrie acolo în Exod, poporul a luat fuga. Și ca dovadă că ei nu sunt liberi pentru că au fugit, Dumnezeu i-a închis la Marea Roșie. Fugiți! De unde să fugim? Sau se putea strecura o doua eroare că Faraonul a fost într-o zi așa mișcat de compasiune și a zis plecați, adică vă dau drumul. Și ca dovadă că nu sunt libere pentru că Faraon le-a dat drumul, Faraon venea după ei. În spate, Faraon și față Marea Roșie. De ce ai croit, Dumnezeule, drum pe aici în viață? De ce? Ascultați-mă bine. Doar pe drumul croit de Dumnezeu în viața noastră, acolo se arată slava lui Dumnezeu. Și eu sunt chemat în această lume, dragii mei, să slujesc de laudă slavei lui Dumnezeu, zice Pavel. Ori slujesc de laudă slavei lui Dumnezeu, nu pe drumul pe care mi-l croiesc eu în viață, cu mintea mea inteligentă și educată, ci slujesc de laudă slavei lui Dumnezeu când mă duc pe drumul croit de Dumnezeu în această viață. Credință înseamnă să mă dau pe mâna Lui. Croiește-mi, Dumnezeule, drum pe unde vrei tu în viață. Aveți curajul acesta? Da, dacă într-o zi vă înfundă Dumnezeu drumul la Marea Roșie, nu vedeți nicio scăpare.
Vreau să vă spun, sunt oameni, poate chiar în sala asta, care au ajuns la un capăt de drum și au zis, Dumnezeule, nu vedem nicio scăpare. De ce mi-ai croit drum pe aici? Cine v-a scos de acolo, din încurcătura aceea, frate și surori? Cine v-a scăpat de acolo? Cine v-a deschis Marea Roșie? Cine v-a făcut să puteți continua drumul mai departe în viață când ați ajuns la un punct final? A zis că e punct final și n-a fost punct final. Pentru că Dumnezeu din cer care a croit drumul pe acolo era cu dumneavoastră. Nu-i așa, frații mei? A te da pe mâna Lui înseamnă a lăsa să înceapă de unde vrea El să înceapă. A da pe mâna Lui înseamnă a accepta să facă schimbările pe care vrea să le facă. A te da pe mâna Lui înseamnă să accept să-ți croiască drum pe unde vrea El să-ți croiască. Știți, când l-a chemat Domnul Iisus Hristos pe Saul din Tars, a căzut în drum, s-a dus după aceea în Damasc, în casa aceea unde aștepta. Domnul din cer l-a contactat, l-a luat, i-a vorbit lui Anania, bunul, și a zis, du-te în cetate, pe ulița care se cheamă dreapta, acolo Saul se roagă. Știți ce a mai spus Domnul lui Anania înainte de a se duce în casa unde era Saul din Tars? Știți ce a spus? Îi voi arăta tot ce trebuie să suferă. Îi voi arăta pe unde am croit drum în viață. Tot ce trebuie să suferă pentru numele Meu. Și vreau să vă întreb, a mers Saul din Tars pe drumul ăsta croit de Dumnezeu, de Domnul Iisus Hristos? S-a dus pe drumul ăsta. Și pe drumul ăsta, dragii mei, Saul din Tars l-a proslăvit pe Dumnezeu și l-a proslăvit pe Domnul Iisus Hristos. Pentru că el s-a dat pe mâna Domnului să-i croiască drum în viață pe unde vrea El. Și vă întreb din nou, aveți curajul să vă dați pe mâna Lui să vă croiască drum în viață pe unde vrea El? Frați și surori, credința nu înseamnă doar să acceptăm ca fiind adevărate niște informații. Și asta e parte din credință. Credința înseamnă să am curajul să mă dau pe mâna Lui, să zic, Doamne, fă ce vrei cu mine. Credința înseamnă, dragii mei, ca dându-mă pe mâna Lui să trăiesc liniștit prezentul, așteptând cu speranță viitorul. Și vă întreb, puteți face lucrul acesta? A zis Petru la un moment dat către Domnul Iisus Hristos, Învățătorule, noi am lăsat totul și Te-am urmat. Cine așteaptă pe noi în viitor? Adică noi ne-am dat pe mâna Ta. Că am lăsat totul și ne-am dat pe mâna Ta. Ce ne așteaptă în viitor? Ce răsplată vom primi? Și a zis Domnul Iisus Hristos de 100 de ori. Mai mulți frați, hol de case, prigoniri și apoi viață veșnică, nu? Trăiești liniștit prezentul acesta știind că Dumnezeu, dacă te-ai dat pe mâna Lui, dacă te-ai dat pe mâna Domnului, undeva în viitor pregătește viața veșnică. Dumnezeu să ne binecuvânteze, dragii mei. Deci primul lucru pe care s-ar putea să nu-l avem, deși ni se pare că-l avem, este credința biblică. S-ar putea să nu fi avut curajul să ne dăm pe mâna Lui. Din seara asta Dumnezeu să ne ajute să ne dăm pe mâna Lui. Al doilea lucru, dragii mei, asupra care vreau să mă opresc, este iubirea biblică. Deci, Domnul Iisus Hristos, știu că n-aveți în voi iubire de Dumnezeu. Acum, eu nu vreau să vă spun că n-aveți iubire de Dumnezeu. Nu asta vreau să vă spun. Dar vreau să vă întreb, avem noi iubirea biblică de Dumnezeu? Asta e întrebarea. Că dacă v-aș întreba de aici din față până în spate, dacă îl iubiți pe Dumnezeu, fiecare zice, eu îl iubesc pe Dumnezeu. Nu-i greu să spui când ești în biserică. Dragii mei, dar de regulă iubirea se vede atunci când ești pus să alegi între asta și între asta. Ce iubești mai mult? Vreau să vă spun că dacă noi L-am iubit pe Dumnezeu biblic, așa cum spune Cartea lui Dumnezeu, Dumnezeu ar fi prioritatea vieții noastre, adică mai întâi de toate. Și vreau să vă întreb, așa este în viața noastră? Este Dumnezeu mai întâi de toate? Frați și surori, sau nu este? Știți că au fost oameni în istoria bisericii sau în istoria poporului Dumnezeu, care atunci când au fost puși să aleagă între Dumnezeu și viața lor, au zis, mai bine ne dăm viața, dar noi rămânem cu Dumnezeu. Care din locul acesta are tăria să spună, eu sunt gata să-mi pun viața pentru Dumnezeu? Care are tăria asta? Adică așa de tare îl iubesc pe Dumnezeu, încât accept să mor de dragul lui Dumnezeu. Care are curajul ăsta? Cei trei tineri din
din Babilon care au fost puși să aleagă la un moment dat. Spune Sfânta Scriptură că i-a chemat împăratul și a zis, uite, pun fanfara să cânte, din nou, încălzesc cuptorul de 7 ori și dacă voi, atunci când cântă fanfara, nu vă închinați, vă arunc în cuptor. Și au zis tinerii ăștia, Dumnezeul nostru poate să ne scape. Dumnezeul ăsta ne va scăpa. Și chiar de nu ne va scăpa, noi tot nu ne închinăm chipului tău de aur. Dar știți ce vă așteaptă dacă nu vă închinați? Chipul de aur era un alt Dumnezeu, pus lângă Dumnezeul lor. Știți ce vă așteaptă dacă nu vă închinați? Vă așteaptă moartea. Ce alegeți? Îl alegeți pe Dumnezeu sau alegeți să trăiți închinându-vă 3 secunde în fața altui Dumnezeu? Ce alegeți? Și oamenii aceștia au zis, îl alegem pe Dumnezeu. Atât de mult îl iubim pe Dumnezeu, cu alte cuvinte. Care e prioritatea vieții noastre? E Dumnezeu prioritatea vieții noastre? Frați și surori. Adică mai întâi de toate, mai înainte de orice, este Dumnezeu prioritatea vieții noastre sau nu este, frați și surori? Dacă l-am iubit pe Dumnezeu așa cum învață Scriptura, dragii mei, Dumnezeu n-ar fi doar prioritatea vieții noastre. Dumnezeu ar fi căutarea vieții noastre. Zice în Psalmul 27, psalmistul acolo așa, inima îmi zice din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Acum vreau să vă întreb, fiecare dintre noi suntem în această căutare de Dumnezeu, căutare permanentă? Știți care este practica îndrăgostiților? Știți! Că ați fost îndrăgostiți, alții sunteți îndrăgostiți. Știți care este practica îndrăgostiților? Este întâlnirea. Vor să se întâlnească, e adevărat? Vor îndrăgostiți să se întâlnească. Păi dacă sunt îndrăgostit de Dumnezeu, n-ar fi normal să vreau să mă întâlnesc cu Dumnezeu, frați și sorori, n-ar fi normal? Dacă l-aș iubi pe Dumnezeu așa cum sunt învățat de Scriptură, Dumnezeu ar fi căutarea vieții mele și n-aș avea o altă preocupare mai mare decât să mă întâlnesc cu Dumnezeul meu, să-L caut pe Dumnezeul meu. Când s-a dat porunca aceea în Babilon să nu fie vreun om din împărăție care se închină altul Dumnezeu decât împăratului timp de 30 de zile, ce a făcut Daniel? Frate și surori, când a auzit că a fost scrisă legea, porunca, s-a dus acasă, a deschis fereastra spre Ierusalim și de 3 ori pe zi făcea ce făcea mai înainte. Se ruga și lăuda pe Dumnezeu de 3 ori pe zi. Dragii mei, 30 de zile, chiar așa de mult e să nu te rogi lui Dumnezeu ca să n-ai necazuri cu împărăția? Chiar așa de mult sunt 30 de zile. Întrebați-i pe cei care sunt îndrăgostiți. Dacă 30 de zile sunt chiar mult, să nu te întâlnești. Întrebați-i. Când ești îndrăgostit de Dumnezeu, 30 de zile sunt o viață de om. Nu pot 30 de zile să nu stau să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Și vreau să vă întreb, dragii mei, noastră, câte zile puteți să stați fără să vă întâlnesc cu Dumnezeu? Câte zile? Că dacă l-aș iubi pe Dumnezeu așa cum învață Scriptura cu toată ființa mea, n-aș putea să stau mult fără să mă întâlnesc cu Dumnezeul meu. Pentru că îl iubesc, m-am îndrăgostit de Dumnezeu. Și m-am îndrăgostit de Dumnezeu pentru că Dumnezeu și-a arătat dragostea față de mine când l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos în această lume și m-am îndrăgostit de El pentru că El m-a iubit întâi. Nu pot să nu mă întâlnesc cu El. Nu știu dacă mă înțelegeți. Dacă l-aș iubi pe Dumnezeu așa cum învață Biblia, Dumnezeu ar fi căutarea vieții mele. N-aș putea să stau fără să mă întâlnesc cu El. Când Petru era undeva într-o casă, găzduit undeva, și-a trimis Corneliu mesagerii aceia să-l caute, să-l invite, spune Sfânta Scriptură că undeva în casa aceea, probabil la bucătărie, pregătea o masă lui Petru. Știți ce făcea Petru în timpul ăsta când la bucătărie se pregătea masa? Știți? Frate și surori, știți? S-a dus pe acoperiș să se roage lui Dumnezeu. Bine, Petre, nici până îți pregătește mâncarea, nu poți să nu stai și să nu te întâlnești, să stai și să nu te întâlnești cu Domnul tău. Nici până îți se pregătește mâncarea. Vreau să vă întreb, care bărbat din sala asta, din locul ăsta, până soția îi pregătește mâncarea bucătării, zice, mă duc să mă întâlnesc cu Domnul. Care zice lucrul acesta?
Că nu pot, așa de îndrăgostit sunt de Domnul meu, încât nu pot să stau până pregătesc mâncarea, să nu mă întâlnesc cu El. Vreau să vă întreb, a avut experiențe extraordinare Petru în timp ce se pregătea mâncarea jos la bucătărie, când s-a dus să se întâlnească cu Domnul, sau nu a avut experiențe? Slavă Domnului! Omul ăsta știa că este îndrăgostit de Domnul Iisus Hristos. Știa că este îndrăgostit de Dumnezeu și s-a dus să se întâlnească, pentru că, dragii mei, dacă îl iubesc pe Dumnezeu, El este căutarea vieții mele. Vreau să mă întâlnesc cu El. Dar, dragii mei, dacă l-aș iubi pe Dumnezeu așa cum învață Biblia, Dumnezeu ar fi trăirea vieții mele. Aș trăi în acord cu voia Lui. Cred că ați observat, dragii mei, că atunci când două persoane sunt îndrăgostite una de cealaltă, încerci să cauți să-i faci pe plac. E adevărat? Cam ce-i place. Și încerci să te abții să faci anumite lucruri care știi că îi displac, pentru că nu vrei să superi. Ei, dragii mei, dacă eu sunt îndrăgostit de Dumnezeu, trăirea vieții mele este preocupată să placă lui Dumnezeu. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Scrie asta în Cartea Sfântă. Și zice Cartea lui Dumnezeu că poruncile lui Dumnezeu nu sunt grele. Scrie asta în Biblie. Eu vreau să vă întreb, vi se par grele poruncile lui Dumnezeu? Acum nu o să ziceți că sunt grele dacă Biblia zice că nu sunt grele. Dar dacă nu sunt grele, întrebarea mea este, de ce nu le împlinim? De ce nu le împlinim dacă nu sunt grele? Mâniați-vă, zice Biblia, și nu păcătuiți. De ce nu împlinim asta? Să vă iubiți unii pe alții așa cum v-a iubit Dumnezeu. De ce nu împlinim asta dacă nu-i greu? Că e poruncă de la Dumnezeu din cer. Și de ce? Le putem împlini acestea și nu-s grele atunci când îl iubim pe Dumnezeu. Atunci, astea străirea noastră, asta este umblarea noastră. A face ce zice Dumnezeu este plăcerea noastră. Ne găsim plăcerea în legea lui Dumnezeu, pentru că îl iubim pe Dumnezeu. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dragii mei, vreau să mai spun un lucru și mă apropie să închei. În al treilea rând, al treilea lucru care s-ar putea să nu-l avem, deși ne se pare că-l avem, este seriozitate spirituală. Poate că nu sună prea bine pentru urechea noastră. Ascultați-mă, zice Domnul așa aici. Cercetați Scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică. Și vreau să vă întreb, nu o să le cercetați Scripturile? Socotiți că în ele aveți viață veșnică. Și culmea, zice Domnul, voi le cercetați, dar n-ajungeți la rezultatul la care ar trebui să ajungeți când cercetați Scripturile. Știți de ce? Pentru că această carte trebuie cercetată serios. Cu seriozitate. Nu cercetăm cu seriozitate, dragii mei, Scripturile. O facem uneori, poate așa, am căzut eu în curs asta, dacă vreți să vă spun. Mi-am propus să citesc într-o anumită unitate de timp, să citesc toată Biblia. Și au fost momente în care am citit ca să-mi fac norma. Mă auziți? Știam că trebuie să citesc 3 capitole și am citit 3 capitole să-mi fac norma, fără să stau serios asupra cuvântului Dumnezeu. Vi s-a mai întâmplat la careva lucrul acesta? Să-mi fac norma. Dar Scriptura trebuie cercetată serios, cu seriozitate spirituală, ca să ajung la rezultatul pe care Dumnezeu vrea, la care vrea Dumnezeu să ajung atunci când a pus Scriptura în mâinile mele. Dragii mei, oamenii aceștia nu cercetau Scriptura serios, pentru că Scriptura asta nu le-a schimbat imaginea despre Domnul Iisus Hristos, nu le-a schimbat perspectiva. Îl credeau pe Domnul din perspectiva oamenilor. Îl cunoșteau ca om, îl cunoșteau ca fiul Iosif, fiul Mariei, nu așa cum vroia Dumnezeu să fie cunoscut. Ori în cartea asta scria despre el ca promisiune că va veni, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și vă pune numele Emanuel. Dumnezeu este cu noi. Dar ei nu cercetau asta în Scriptură foarte serios. Vreau să vă întreb, când citiți cartea asta lui Dumnezeu, cartea asta vă schimbă perspectiva? Cum la Dumnezeu, cum la Domnul Iisus Hristos, vă schimbă perspectiva. Dacă citesc serios în cartea asta, Dumnezeu din cer vine să mă lumineze. Are Dumnezeu felul lui de a mă lumina, de a trimite pe cineva să mă lumineze, de a trimite Duhul Sfânt să mă lumineze. Credeți lucrul acesta? Știți că acel famen etiopian se chinuia să priceapă ceva din Scripturi și nu pricepea. A văzut Dumnezeu că se chinuiește să priceapă, că e serios cu Scriptura. A văzut Dumnezeu din cer. Sigur că a văzut.
Și a trimis Dumnezeu pe Domnul Iisus Hristos, l-a trimis pe Filip, a zis, du-te, ajunge carul acela. Și a ajuns carul, s-a urcat în car și pornind de la Scriptura aceasta, a început să-L prorodească pe Iisus. Și viața acestui om a fost schimbată, perspectiva a fost schimbată. Și a zis, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? A oprit carul și a fost botezat. Și a plecat acasă plin de bucurie din cauza Scripturii. A abordat-o serios. Când mă uit serios în cartea asta, dragii mei, atunci mi se schimbă perspectiva. Și vreau să vă spun ceva, frați și surori. Cartea asta nu e pentru predicatori. Nu ei trebuie să uite în cartea asta să vină să vă spună lucruri interesante, lucruri noi, că toți vrem lucruri noi. Cartea asta este pentru fiecare dintre noi. Fiecare trebuie să ne oglindim viața în cartea asta lui Dumnezeu. Fiecare trebuie să primim descoperire de la Dumnezeu prin cartea asta, să-L cunosc pe Dumnezeu prin cartea asta. Dar pentru asta trebuie să citești serios, să schimbi perspectiva atunci când citești serios. Am citit despre o întâmplare undeva, se întâmpla în New York, în metroul din New York, dimineața la o oră foarte devreme, undeva într-o stație s-a urcat un bărbat și cu doi copii. S-a așezat undeva pe un scaun și s-a lăsat așa, toți ceilalți care erau acolo în metroul acela, erau ațipiți, se duceau la muncă, era dimineață, mai furau un pic de somn cât mergeau cu metroul. Bărbatul ăsta s-a lăsat așa pe spate și a închis ochii și copiii au început să alerge acolo și încoace făceau gălăgie. Și cel care stătea lângă bărbatul acesta, lângă tatăl, copilul a zis, domnule, nu credeți că fac multă gălăgie, ar trebui să interveniți. Și bărbatul ăsta, tatăl, a zis așa, probabil că fac multă gălăgie. Dar știți, noi venim tocmai de la spital. Soția mea și mama acestor copii tocmai a murit în urmă cu 2 ore. Nu știm cum să gestionăm lucrul acesta, nici eu, nici copiii. Vreau să vă spun. Din momentul acesta, toată perspectiva s-a schimbat. Nimeni n-a mai avut treabă cu copiii aceia că fac gălăgie. Știți de ce? Li s-a schimbat perspectiva. Se uitau la copiii aceia ca la niște orfani care n-au mamă și nu știu cum să gestioneze în momentul acela. E, când mă uit în cartea asta, dragii mei, cu preconcepțiile mele, cu prejudecățile mele, ca și Natanael care a zis lui Filip, poate ieși ceva bun din Nazaret, cartea asta îmi schimbă perspectiva. Mă face să-L cunosc pe Dumnezeu așa cum se descoperă El. Să-L cunosc pe Domnul Iisus Hristos așa cum se descoperă El. Și mă rog lui Dumnezeu, dragii mei, să ne ajute serios să ne apropiem de cartea asta. Nu să o lăsăm acolo să umple praful sau să nu ne uităm în Biblie decât la biserică atunci când nu ne place predica de la biserică, ne uităm în Scriptură și noi să mai citim câte ceva în Scriptură. Nu, nu. Să ne uităm serios în cartea lui Dumnezeu, să zicem, vorbește-mi, Doamne! Și Dumnezeu din cer ne vorbește. Frați și surori, vreau să mă opresc aici. N-am vrut să jignesc pe nimeni în seara aceasta. Dar am vrut să trag un semnal de alarmă mai întâi pentru mine și apoi pentru noastră. Că s-ar putea să fie lucruri pe care nu le am, mi se pare că le am, dar nu le am. Că vin de undeva de departe, dragii mei, cu o educație religioasă. Și zic, am credința penticostală. Și de fapt să n-am credința asta biblică. Să cred că Dumnezeu este Dumnezeu, să cred că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, dar să n-am credința aceea care să mă ajute să mă dau pe mâna Lui, să zic, fă, Doamne, ce vrei cu mine. Dacă vrei într-o zi la pășun verzi, du-mă la pășun verzi. Dacă în alte zi vrei să mă duci prin Valea Umbrei Morții, du-mă pe acolo, Dumnezeule. Dumnezeu să ne dea credința asta, să ne punem la dispoziția Lui, să înceapă de unde vrea să înceapă în viețile noastre. Să ne curească drum pe unde vrea să ne curească drum. Pentru că pe drumul acela se arată slava lui Dumnezeu și drumul acela cu siguranță ajunge în împărăția veșnică a lui Dumnezeu. S-ar putea, dragii mei, să am impresia că îl iubesc pe Dumnezeu. Că n-am fost pus într-o situație complicată în viață să aleg între Dumnezeu și altceva. Dar dacă ar veni o asemenea situație, aș fi dispus să îl aleg pe Dumnezeu pentru orice altceva sau n-aș fi dispus? Dacă îl iubesc pe Dumnezeu cu toată ființa mea, pot să fac lucrul acesta. Nu știu dacă am iubirea asta. Până când sunt pus în fața unei alegeri. Domnul Dumnezeu să ne dea iubirea asta, frații mei. Știind că El ne-a iubit întâi, când eram păcătoși, când umblam fără Dumnezeu, tream morți în păcatele și fără de legile noastre, Dumnezeu l-a trimis în această lume pe Domnul Iisus Hristos. Asta e iubirea lui Dumnezeu. Când mă uit la Hristosul spânzurat pe lemn, nu pot vedea altceva decât iubirea desăvârșită a lui Dumnezeu. S-ar putea să țin cartea asta în mână, să citesc în ea, dar nu suficient de serios.
Mă rog lui Dumnezeu să ne binecuvânteze să luăm foarte serios cuvântul lui Dumnezeu. Să-l citesc serios și când fac lucrul acesta, dragii mei, Dumnezeu din cer mă luminează, Dumnezeu din cer îmi aduce vorbirea lui aproape de ființa mea. Cuvântul ăsta care este în Scriptură, îl ia Duhul lui Dumnezeu și îl aduce în ființa mea ca și vorbirea lui Dumnezeu pentru mine. Dumnezeu din cer să ne binecuvinteze pe toți, să avem toate aceste lucruri, așa cum ne învață Sfânta Scriptură. Amin.